Bună ziua tuturor! Acest videoclip este să vedem cum vor fi următoarele 72 de ore pentru voi. Și avem trei variante, varianta numărul 1, ulcica neagră, varianta numărul 2, ulcica maro și varianta numărul 3, ulcica verde. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine sau să le ascultați pe toate cele trei și să luați doar ceea ce vi se potrivește. Iar eu între timp voi începe cu ulcica neagră. Haideți să vedem cum vor fi următoarele 72 de ore pentru cei de la ulcica neagră. Următoarele 72 de ore pentru cei de la ulcica neagră. Bun. Aici văd că pentru voi în următoarele 72 de ore există o reîntoarcere a cuiva. Bun. Dacă v-ați gândit la o anumită persoană, dacă se reîntoarce, da, se reîntoarce pentru că această persoană vă vede o persoană destul de calmă, o persoană iubitoare, o persoană, posibil ori voi, ori cealaltă persoană, să fiți zodie de apă, dar nu neapărat. Sau să aveți ascendent sau vreo planetă în zodie de apă și de asta vă spun că această persoană vă vede calmă, iubitoare și așa mai departe. Veți primi vești din partea acestei persoane între 4 și 9 ore. Sau maxim 4 și 9 zile, dar cred că, așa cum am spus, vorbim despre 72 de ore și posibil cumva în aceste 72 de ore această persoană oarecum să vă dea de înțeles sau să vă transmită că vrea să vă facă un mesaj, iar mesajul să vi-l facă între 4 și 9 zile, da? Chiar dacă vorbim despre 72 de ore. Cumva această persoană vine cu o împăcare la voi, însă depinde de voi dacă vă doriți sau nu această reîmpăcare. Această persoană se poate întâmpla pentru unii dintre voi să fie zodia Leu, Scorpion, Berbec, Taur sau Capricorn, dar nu neapărat. Aici mai poate exista unul dintre voi să fie Săgetător, dar la fel nu neapărat. Cărțile vă transmit doar să aveți încredere în visele voastre și să priviți imaginea de ansamblu. Pentru că această persoană, din câte se pare, este o persoană destul de rece, o persoană care v-a dezamăgit, o persoană care v-a supărat, o persoană care, aș putea spune, că are momente de posesivitate, dar își dorește să dețină controlul în relație, dar nu știe cum să o facă. Dar văd că voi refuzați această persoană chiar dacă vrea să se reîntoarcă. Pentru cei care vă gândiți la un loc de muncă, da, veți primi acea ofertă de la un loc de muncă pe care l-ați lăsat în urmă, dar la fel veți refuza pentru că nu vă mai place acel loc de muncă. Ce pot să vă spun aici este faptul că trebuie să aveți grijă cu persoanele din jurul vostru. Aveți o persoană posibil care, sau poate chiar sunteți voi în această situație, că trebuie să se opereze sau să vă operați, dar mergeți cu încredere pentru că este bine. Este bine pentru voi, în primul rând pentru voi cei care trebuie să aveți parte de această intervenție și apoi pentru cei din jurul vostru. Sau este posibil pentru unii dintre voi în aceste 72 de ore să aflați despre această intervenție,
dar să refuzați pentru că vă este frică sau nu știu, ceva de acest gen. Dar încercați să nu faceți acest lucru pentru că, v-am spus, indiferent de operația pe care o veți avea de-a face, va fi una cu succes. Din câte văd, veți întâlni o persoană sau chiar două persoane, dacă e vorba de această operație. O persoană este un doctor, e mai în vârstă, când zic mai în vârstă, 60 de ani, iar cealaltă persoană este mai tânără, undeva în jur de 40 probabil, dar sunt două persoane care împreună pot face minuni. Da? Deci gândiți rațional, gândiți clar lucrurile și veți vedea că totul va fi bine. Indiferent ce urmează să se întâmple în următoarele 72 de ore, este bine să mergeți înainte. Indiferent în ce domeniu, indiferent de situație, pentru că lucrurile se vor rezolva. Cu puțină răbdare, lucrurile se vor rezolva. Nu dați înapoi, nu stați foarte mult pe gânduri, pentru că oportunitățile pot trece pe lângă voi și să nu le prindeți. Și asta nu pentru că nu le-ați putea prinde, ci pur și simplu pentru că voi le refuzați. Nimeni altcineva. Bun, cam atât am avut de spus pentru cei de la prima variantă și voi trece la varianta cu numărul 2. Următoarele 72 de ore pentru cei de la varianta numărul 2. Aici văd că sunt situații de trio, chiar dacă vorbim despre chiar dacă vorbim despre 72 de ore, văd că unii dintre voi sunteți într-o situație de trio. Iar din acest, probabil și asta poate să fie un motiv, urmează să primiți un mesaj nu foarte drăguț, din partea unei persoane, posibil din zodia Gemeni sau Balanță, sau chiar Săgetător, Capricorn, Berbec, Taur, Rac, Pești. Da? Posibil să primiți din partea acestei persoane un mesaj și în urma acestui mesaj să aveți un conflict destul de dur, sau vă trimite un mesaj destul de dur, iar apoi voi veți regreta că ați avut încredere în persoana respectivă. Această persoană, dacă v-a promis că, nu știu, că își lasă familia sau ceva, ei acum vine și vă spune foarte clar în față că nu își dorește acest lucru și că își dorește doar o simplă aventură cu voi și cam atât. Dacă vă gândiți să facă aceste schimbări pe viitor, nu le gândește să le facă. Acum nu știm ce va fi peste 2 ani, 3 ani, 5 ani, dar în viitorul foarte apropiat nu își dorește să facă aceste schimbări. Este bine ca voi să dați dovadă de creativitate și să puneți lucrurile pe care vi le doriți în acțiune, pentru că văd că sunteți persoane destul de creative care vă doriți să faceți anumite lucruri, dar poate că până acum le-ați amânat din pricina acestei persoane. Iar acum vă dați seama că această persoană oarecum v-a tras în jos, nu în sus. În momentul în care veți realiza aceste lucruri, veți renunța chiar voi la această persoană și veți merge mai departe. Pentru alții, acest conflict poate fi de la locul de muncă sau poate fi un conflict în familie. Posibil ca acest conflict să se termine un pic destul de urât, dar să considerați că s-a făcut dreptate. În sfârșit s-a făcut dreptate. Însă nu este chiar așa. Voi știți că dreptatea o poate face justiția sau o poate face divinitatea, dar nici de cum noi între noi. Nu este cazul să ne luăm la bătaie, nu este cazul să
facem să devenim violenți unii cu ceilalți pentru că așa ne facem dreptate. Însă, din păcate, pentru cei care ați ales varianta Maro, la unii dintre voi se întâmplă acest conflict de violență fizică și dacă dați un pic mai tare în celălalt, considerați că ați făcut dreptate. Nu, n-ați făcut dreptate, ci din contră lucrurile se pot strica din rău în mai rău pentru voi. Deci, un pic de grijă aici. Iar pentru cei care, indiferent că sunteți într-o relație la început sau vreți să începeți acum o relație, atenție că acea persoană nu vrea decât o simplă aventură și cam atât. Da? Deci mare, mare grijă. Ok. Asta în cazul în care vă doriți voi mai mult. Sau dacă considerați că dacă înșelați, pentru că văd că aici e problema și de înșelat, dacă considerați că dacă vă înșelați partenerul sau partenera, se face dreptate, total greșit, pentru că se află și după rămâneți fără partener sau fără parteneră. Da? Pentru că va fi doar o simplă aventură. Dar poate voi considerați că așa îi dați o lecție. Da? Vă dați tot vouă o lecție respectivă. Bun, și am să trec și la varianta numărul 3. Să vedem ce se va întâmpla în următoarele 72 de ore pentru voi cei de la varianta numărul 3. Următoarele 72 de ore. Bun. Pentru voi pot să vă spun un singur lucru. Faptul că în următoarele 72 de ore veți afla niște secrete. Veți afla niște lucruri pe care o anumită persoană ori că v-a mințit cu ele, ori că a omis să vi le spună. Este bine că aflați aceste lucruri, chiar dacă în momentul în care le aflați nu vă veți simți tocmai confortabil, nu vă va fi bine, pentru că nu înțelegeți în primul rând de ce acea persoană a omis să vă spună sau de ce a ascuns lucrurile respective despre voi, dar în același timp va fi ca o binecuvântare. De ce? Pentru că veți realiza de fapt cine este această persoană care v-a ascuns aceste lucruri, aceste secrete. Și cumva veți considera că e timpul și cazul să vă îndepărtați de această persoană odată pentru totdeauna. Vă veți îndepărta de persoana respectivă și nu va trece mult timp pe când veți întâlni o altă persoană, posibil mai mare ca voi, dar nu neapărat, dar este o persoană care oricare propria afacere, orică este un șef, ceva de acest gen, dar care îi, practic, persoana care trebuia să apară de mult timp în viața voastră și până acum încă nu a apărut. Deci, de asta vă spun, ceea ce se urmează să se întâmple la voi în următoarele 72 de ore, indiferent pe ce plan, ca iubirii, că al muncii și așa mai departe, este o binecuvântare, pentru că veți realiza ceea ce trebuia voi să faceți de mult, dar poate că totuși ați amânat. Iar acum urmează un nou început foarte benefic pentru voi. Va veni acest nou început în forță, încât o să vă cam ia pe nepregătite, dar este bine, ați reușit să analizați problema corect, dar aveți grijă să nu vă încurcați în amănunte. Da? Deci când vine acest nou început, aveți grijă să nu cumva să îi dați cu piciorul, pentru că nu aveți încredere în primul rând în voi. În cazul relațiilor sentimentale, este vorba de o discuție clară, pe față, ce duce la o lămurire a unei situații. Din păcate, caracterul rece al acestei discuții poate duce la o concluzie negativă în ceea ce privește viitorul relației. Pe de altă parte, judecata limpede duce la o lămurire a situației, iar pe de altă parte duce la o despărțire. Și în foarte multe cazuri, pentru cei care ați ales ulcica verde, va duce la despărțire. Dar în timp veți vedea că de fapt e o binecuvântare și chiar dacă acum pe moment suferiți, după
vă veți bucura și veți, vă veți da seama că pasul acesta trebuia să-l faceți de mult timp. Pentru că pe viitor veți avea succes, bogăție, bucurie, căsătorie fericită chiar și împlinirea dorințelor, mai ales materiale. Va fi lumina ce vine după noaptea grea, succesul, gloria, triumful care aduce lumină și veselie în viața voastră. Da? Este ceea ce urmează să se întâmple alături de cealaltă persoană pe care o veți cunoaște, este ceea ce trebuia de mult timp să se întâmple pentru voi, ceea ce poate voi v-ați dorit de foarte mult timp, dar pentru că v-ați învârtit într-un cerc destul de vicios, nu ați reușit să vedeți realitatea. Iar acum, odată cu aflarea acestor secrete, bineînțeles că veți depăși momentul și veți merge pe un nou drum, pentru că așa zice, așa nu mai puteți, da? Pentru unii dintre voi văd că vorbim aici despre parte sentimentală, pentru alții vorbim despre loc de muncă. Posibil și la locul de muncă să aflați anumite secrete, să aflați că vi s-a ascuns anumite lucruri și să luați decizia de a pleca de la locul de muncă și de a vă căuta un alt loc de muncă mai bun. Și exact asta veți face și veți găsi acel loc de muncă nou, acel loc de muncă mai bun, la care veți rămâne și va fi foarte, foarte benefic pentru voi. Bun, eu cam atât am avut de spus și pentru cea de-a treia etalare. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o zi cât mai frumoasă în continuare. La revedere!